Bună dimineața, începe ședința Consiliului Audiovizualului. Suntem 5 membri prezenți, caracterul deliberativ este asigurat. Rog să deschidem ședința prin vot. Cine este pentru? 5 voturi pro. Legat de ordinea de zi, avem o solicitare de la Direcția Licențiere Furnizori să examinăm un subiect suplimentar și 3 de la secția juridică. La diverse, dacă vor fi propuneri? Cine este pentru aprobarea ordinii de zi? 5 voturi pro. Începem cu primul subiect, examinăm rezultatele controlului efectuat pe Global 24, e vorba de produsul local, continuarea chestiunii de data trecută. Vă rog, doamna Stețcă. Bună ziua! Prin decizia numărul 94 din 29 martie 2024, Consiliul Audiovizualului a dispus controlul privind respectarea prevederilor articolului 4, alineatele 3, 4, 7 și 9 din Codul Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova, numărul 174/2018, în continuare CSMA, de către serviciile media audiovizuale de televiziune Moldova 1, Moldova 2, TV Găgăuzia, Agro TV Moldova, Busuioc TV, Canal Regional, Cinema 1, Mega TV, N4, 7 TV, Pro TV Chișinău, TVC21, Uisport TV, Global 24 și One TV. Perioada de control a fost selectată aleatoriu 2-8 aprilie 2024. Prin decizia numărul 129 din 16 mai 2024, ce a examinat rezultatele controlului tuturor serviciilor media audiovizuale menționate supra, cu excepția serviciului Media Global 24, care urmează a fi examinat în continuare. Conform deciziei numărul 100 din 30 martie 2022, furnizorul de servicii media, instituția privată, studio de televiziune Viziunea Liberă, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune Global 24, a fost clasificat ca privat național, având obligația, conform articolului 4, alineatul 3, litera C, din CSMA de a transmite în cadrul serviciilor media de televiziune programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică de cel puțin 8 ore. În procesul de control s-au atestat unele neclarități cu privire la modul de realizare a programelor Fii Sănătos, Global Extreme, Secretele Lumii, Samsibe Doctor și Secretnăi File. Astfel, edițiile programelor audiovizuale Secretnăi File și Global Extreme s-a constatat că au fost preluate integral, parțial, de la un producător originar din Federația Rusă și de pe platforma youtube.com. Respectiv, acest fapt a pus la îndoială modul de realizare a tuturor programelor cu conținut local difuzate de instituția privată Studio de Televiziune Viziunea Liberă. În contextul circumstanțelor apărute, CEA a solicitat furnizorului prezentarea probelor privind aspectele legate de resursele umane, financiare și modalitatea de realizare a programelor susmenționate cu anexarea probelor. Respectiv, prin scrisorile din 24 aprilie 2024 și 10 mai 2024, Serviciul Media Audiovizual Global 24 a prezentat CEA următoarele informații. Citez. La realizarea propriilor programe audiovizuale, în conformitate cu articolul 4 alineatul 1 CSMA, jurnaliștii Global 24 utilizează diverse site-uri web și platforme de găzduire video online, care conțin sute de mii de fișiere video, fotografii, șabloane, etc., având diverse subiecte tematice. Utilizarea acestor materiale se efectuează contra cost în baza abonamentului pe care Global 24 îl achită, dar și în baza free license. Materialele preluate sunt prelucrate artistic, suplinite, modificate grafic, ajustate, sonorizate și editate video în conformitate cu un singur concept audiovizual. Materialele selectate și prelucrate devin astfel un alt obiect independent al drepturilor de proprietate intelectuală. Având în vedere că accesul la site-urile de găzduire video specificate este gratuit, materialele prezentate pe acestea sunt folosite de un număr nelimitat de abonați. Din acest motiv, aceleași fișiere populare sunt folosite de diferiți autori în diferite emisiuni, canale TV, canale de pe YouTube, site-uri web, generice video, spoturi publicitare. Din păcate, editorii Global 24 nu au verificat unele ediții din programul Secretnăi File, care includea parțial fișiere video de pe youtube.com. Acest program a fost eliminat din grila de emisie. Utilizarea drepturilor de autor asupra materialelor altor persoane juridice și fizice este prevăzută de legea numărul 139 din iulie 2010, privind drepturile de autor și drepturile conexe, și este utilizată pe scară largă de către toți producătorii de servicii media în realizarea de produse audiovizuale. În conformitate cu articolul 4 alineatul 1 CSMA, colectivul Global 24 creează programe audiovizuale prin mijloace tehnice și financiare proprii. Jurnaliștii în munca lor de creare a programelor folosesc drepturi de autor asupra diferitor fișiere audio și video, fotografii, șabloane,
etc. Prin abonamente la diverse platforme digitale, de exemplu, Envata Elements, care conține milioane de elemente audio și video. Este destinat jurnaliștilor, regizorilor, dezvoltatorilor de site-uri, designerilor, artiștilor și altora. Prin acest abonament, utilizatorii au dreptul de a descărca nelimitat orice resurse digitale creative pentru procesarea și utilizarea lor în crearea de conținut nou în condiții legale, fără încălcarea drepturilor de autor. Recunoaștem că în unele ediții ale emisiunilor noastre au fost folosite materiale de pe canalele YouTube. Cu toate acestea, aceste videoclipuri nu conțin ID-uri de conținut și nu încalcă drepturile de autor, deoarece la solicitările noastre către proprietarii canalelor nu am primit interdicții din partea lor. Citat încheiat. Totodată, la solicitarea Serviciului Media Audiovizual, ce a organizat audieri cu reprezentanții Global 24, în cadrul discuțiilor, reprezentanții Global 24 au explicat și prezentat o parte din procesul de realizare a programelor locale, la fel au prezentat unele contracte și bonuri de plată care confirmă contribuția financiară. Ca urmare a discuțiilor, la data de 21 mai 2024, Viziunea Liberă a solicitat CEA excluderea din categoria programelor audiovizuale de producție locală, emisiunile Global Extreme și Secretă e-File, care au fost realizate din conținutul YouTube. Pentru a asigura volumul necesar de programe locale, Global 24 susține că aceste programe au fost înlocuite cu știri Global în limba română, Est-Vest, limba română, Meteo, limba română și Global Animal, de asemenea, limba română. Totodată, ținând cont de aceste modificări, Global 24 roagă Consiliul să efectueze o monitorizare suplimentară a canalului Global 24 în conformitate cu respectarea prevederilor articolului 4. Astfel, ca urmare a examinării obiective a tuturor circumstanțelor apărute în procesul de control, rezultatele monitorizării Serviciului Media Audiovizual Global 24 la capitolul respectării prevederilor articolului 4 au constatat că Serviciul Media Global 24 a difuzat următoarele programe audiovizuale locale. Novosti Global 24 în limba rusă, Novosti Global 24, Itoghi Nedele, limba rusă, Pagoda, Vostok-Zapad, Fii sănătos, Secretele lumii și Sam Sibe Doctor. Prin urmare, Global 24 a difuzat programe locale cu durata medie mai mică de 8 ore pe zi, cota de producție proprie în prima difuzare nu a depășit pragul de 50%, iar cota de producție a programelor locale difuzate în orele de maximă audiență nu a trecut pragul de 75%. Totodată, procentul rezervat programelor audiovizuale în limba română nu a constituit 80%. Astfel, fiind relevante prevederile articolului 4, alineatele 3, litera C, alineatul 4, 7 și 9 din CSMA. Totodată, este de menționat că prin decizia numărul 12 din 26 ianuarie 2024, furnizorul de servicii media, instituția privată Studio de Televiziune, Viziunea Liberă, a fost sancționată cu amendă în mărime de 10.000 de lei pentru încălcarea prevederilor articolului 4, alineat 3, litera C, din CSMA, cu amendă în mărime de 10.000 de lei pentru încălcarea prevederilor articolului 4, alineat 4, și amendă în mărime de 12.000 de lei pentru încălcarea prevederilor articolului 4, alineat 9, din CSMA. Atât. Întrebări pentru raportor din partea membrilor? Reprezentantul furnizorului? Nu este? Ok. În acest caz, stimați colegi, până la deliberări, după cum vedeți, avem o solicitare să efectuăm o monitorizare suplimentară, da, în altă perioadă, și cred că este cazul să punem la vot, fie acceptăm această solicitare sau nu. Ce propuneri sunt? Sau ce... Ok. Și deja după aia să mergem la rezultatele controlului. Deci cine este pentru a da curs solicitării instituției private Studio de Televiziune Viziunea Liberă cu referire la efectuarea unei monitorizări suplimentare a postului Global 24, practic într-o altă perioadă decât cea supusă controlului? Cine este pentru, rog să votăm. Cine este pro? Cine este împotrivă? 5 voturi împotrivă. Doar să menționez ca argument, da, va fi foarte greu de explicat altor furnizori de ce noi am procedat acum așa, dar în alte cazuri... Mai ales că am avut solicitări, deseori am avut solicitări, da. Doamna Steț, că puteți confirma, în care au dorit sau ne-au cerut și în alte cazuri să alegem alte perioade și atunci noi nu am dat curs.
Bine, cine este pentru a lua act de rezultatele controlului Serviciului Mediu Audiovizual de Televiziune Global 24? 5 voturi pro. Pe mărimea sancțiunilor, dacă sunt propuneri, domnul Dabija? Da, bun, comparativ cu sancțiunile acordate anterior, propunerea mea ar fi, pentru că sunt toate cele 4, deci avem 4 sancțiuni, ar fi 17, 17, 10, adică minimă și iarăși 17. Deci minimă acolo unde diferența este foarte mică. Da, diferența e de... Pentru că nu ne uităm doar la treapta de sancționare, dar ne uităm totuși și la gravitatea încălcărilor și la proporționalitate. Față de normativă de clasificare. Articolul 4, aliniat 7, se propune 10.000, în rest 17. 16. E bine? Alte propuneri sunt? Se sancționează cu amendă mărime de 17.000 de lei instituția privată Studio de Televiziune Viziunea Liberă, fondatoarea Serviciului Mediu Audiovizual Global 24, pentru încălcarea repetată a prevederilor articolului 4 aliniat 3 litera C din CSMA, în conformitate cu prevederile articolului 84 aliniat 7 litera F din cod. 5 voturi pro. Se sancționează cu amendă mărime de 17.000 de lei instituția privată Studio de Televiziune Viziunea Liberă, fondatoarea Serviciului Mediu Audiovizual Global 24, pentru încălcarea repetată a prevederilor articolului 4 aliniat 4 din CSMA, în conformitate cu prevederile articolului 84 aliniat 7 litera F din cod. 5 voturi pro. Se sancționează cu amendă mărime de 10.000 de lei instituția privată Studio de Televiziune Viziunea Liberă, fondatoarea Serviciului Mediu Audiovizual Global 24, pentru încălcarea prevederilor articolului 4 aliniat 7 din CSMA, în conformitate cu prevederile articolului 84 aliniat 6 litera F din cod. 5 voturi pro. Se sancționează cu amendă mărime de 17.000 de lei, s-am citit aceasta, nu. E ultima, da? 17.000 de lei, instituția privată Studio de Televiziune Viziunea Liberă, fondatoarea Serviciului Mediu Audiovizual Global 24, pentru încălcarea repetată a prevederilor articolului 4 aliniat 9 din CSMA, în conformitate cu prevederile articolului 84 aliniat 7 litera F din cod. 5 voturi pro. Mulțumim, doamna Stețcă. Continuăm cu următorul subiect, Direcția Licențiere Furnizori, cu privire la examinarea rapoartelor anuale de activitate ale unor furnizori privați de servicii media de televiziune pentru anul 2023. Bună ziua! În conformitate cu prevederile articolului 28 alineat 13 din Codul Serviciilor Media Audiovizuale, furnizorii privați de servicii media sunt obligați să prezinte Consiliului Audiovizualului a Republicii Moldova și să publice pe propriile pagini web, anual, până la data de 31 martie, un raport de activitate conform modelului aprobat de către CEA pentru anul de activitate precedent. Furnizorii de servicii media urmau să prezinte raportul anual conform modelului aprobat de către CEA prin decizia numărul 7 din 20 ianuarie 2023. Astfel, până la data de 1 aprilie 2024, au prezentat rapoartele anuale de activitate pentru anul de activitate 2023 următorii furnizori privați de servicii media audiovizuale: Urania FM SRL pentru NTS, Albasat SRL pentru Albasat, General Media Group Corp SRL pentru Prime și Publica, Statis TV SRL pentru Zona M, Media Production TV SRL pentru 7 TV, Bravo TV SRL pentru Bravo TV, TV Comunicații Grup SRL pentru RTR Moldova, Constanta Media SRL pentru 3,14 TV, Select Canal TV SRL pentru N4, Tezaur Folk SRL pentru Tezaur TV, Telestar Media SRL pentru Canal 2 și Canal 3, Media Platform SRL pentru TV 9, Întreprinderea Capital Străin Pro Digital SRL pentru Pro TV Chișinău, Asociația Obștească Federația Moldovenească de Fotbal pentru Wii Sport TV, Societatea Comercială State Rom TV SRL pentru TV Drochia, Cooperativa Molodost pentru TV Elita, Bizima Edinic SRL pentru ATV, Studio L SRL pentru Studio L, Cotidian ESA pentru TVC21, Telesystem TV SRL pentru Accent TV, Media Resurse SRL pentru TV6, Publicația periodică Exclusiv Media SRL pentru Exclusiv TV și NTV Moldova și A Video Content SRL pentru Cinema 1.
În urma examinării rapoartelor prezentate de către furnizori de servicii media audiovizuale, ce a depistat lacune ce țineau de conținutul sau forma rapoartelor, astfel că, în adresa furnizorilor de servicii media audiovizuale, au fost remise scrisori care au avut caracter de recomandare referitor la forma și conținutul rapoartelor, furnizorilor fiindu-le oferite explicații și asistență, inclusiv prin intermediul legăturii telefonice. Întrebări pentru raportor, comentarii la rapoarte? Domnul Mihalevski. Da, deci am vrut să spun mulțumesc Ecaterinei Covaci pentru munca asta cu rapoarte. Am văzut cât volum de muncă, de lucru care ați făcut cu corespondența, cu furnizori. Și mi se pare că asta de roade, deci sunt rezultate. În opinia mea, deci situația cu completarea rapoartelor un pic s-a ameliorat față de anul trecut. De aceea, personal propun doar un furnizor, în opinia mea, nu a completat corespunzător raportul anual, deci și aș propune să fie acordat încă timp pentru acest furnizor. E vorba despre Urania FM, SELE, Serviciul Media NTS. Ce ține de alți furnizori, sunt la unele greșeli, dar consider că nu este temei pentru a, nu știu, de amânat sau, adică asta nu influențează transparența proprietății sau transparența finanțării. Deci din aceste date pot fi trase concluzii cam ce acolo, care este situația. Una, că vreau să menționez că în unele cazuri am fost mirat cum un furnizor de servicii media de televiziune poate întreține un post de televiziune din așa sume mici din venituri și cheltuieli. Dar totuși propun să aprobăm restul rapoartelor și, deci, cum am spus, unul, să acordăm timp, care de obicei acordăm pentru ameliorarea situației. 5 zile. Dacă sunt alte propuneri sau obiecții de la colegi, putem discuta. Domnul Rupca? Mi se pare important, după finalizarea acestui exercițiu, dacă am numărat corect, sunt vreo 26 de rapoarte în cazul serviciilor media audiovizuale de televiziune. Urmează să mai examinăm anumite rapoarte. Mi se pare important, după acest exercițiu, departamentul, subdiviziunea aparatului președintelui CEA, să vină cu un nou formular al raportului anual. Cu titlul de exemplu, mi se pare incorect să publicăm aceste rapoarte în care sunt datele de contact, telefoanele mobile ale personalului de conducere. Sunt sigur că din cauza asta ei sunt în situația de a-și schimba numărul de telefon real, pentru că nu exclud că la un moment toată lumea o să înceapă să telefoneze. Urmează să revedem în vederea scurtării acestor rapoarte anumite subdiviziuni din raportul model. Important este să pornim acest proces după finalizare, astfel încât să oferim noul model din timp până la sfârșitul acestui an, cel puțin. Mersi. Va trebui să parcurgem toate treptele de nou de consultare publică, nu? Important este să avem niște propuneri, să le vedem, să le discutăm. Da. Consultările vom avea timp. Important, cred eu, este până la începutul campaniei electorale să finalizăm acest proces. Da, eu tot cred că sunt, adică noi putem revedea unele puncte care, de exemplu, în partea financiară sunt întrebări, ca exemplu, deci noi solicităm ca să fie reflectat bugetul serviciului media audiovizual, inclusiv venituri și cheltuieli. Noi am văzut mai multe cazuri când sunt împrumuturi, deci furnizorul declară un împrumut, dar din câte înțeleg, deci la evidența contabilă nu poate fi atribuit la venituri, da, deci în modul clasic financiar, da, deci și aici apare întrebarea cum trebuie să fie reflectată această sursă, da, în bugetul total al furnizorului sau serviciului media. Deci aici tot trebuie de văzut ce putem schimba, da. Bun, în rest, pe
subiectul propriu-zis de aprobare a rapoartelor. Suntem de acord? Bine. Se aprobă rapoartele anuale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale pentru următoarele servicii de televiziune: Albasat, Prime, Publica TV, Zona M, 7 TV, Bravo TV, RTR Moldova, 314 TV, N4, Tezaur TV, Canal 2, Canal 3, ProTV Chișinău, WeSport TV, TV Drochia, TV Elita, TVC21, TV 9, TV 6, Exclusiv TV, NTV Moldova, ATV, Studio L, Accent TV, Cinema 1. Cine este pentru? 5 voturi pro. Se solicită furnizorului privat de servicii media de televiziune, deci Urania FM SRL pentru NTS, să depună un nou raport anual de activitate în termen de 5 zile lucrătoare din data comunicării prezentei decizii. Cine este pentru? 5 voturi pro. Mulțumim. Continuăm. Direcția licențiere furnizori. Astăzi examinăm 3 subiecte referitor la concursul pentru acordarea dreptului de utilizare a multiplexului și apoi frecvențe radio și apoi multiplexe regionale. Poftim, domnul Martin. Stimați membri ai Consiliului, prin decizie numărul 81 din anul curent a fost anunțat concursul pentru acordarea dreptului de utilizare a sloturilor din multiplexul A. În temeiul articolului 25 prim din Codul Serviciilor Media Audiovizuale, a regulamentului cu privire la licența de emisie și a avizului Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării din 4 martie 2024, Consiliul se propune se propune efectuarea bilanțului concursului, deci au depus două dosare, doi participanți au depus dosarele pentru participare, fiind vorba despre Exclusiv Media SRL și Media Alternativă. În rezultatul expertizării dosarelor s-a constatat că acestea sunt complete și corespund cerințelor stabilite de regulamentul cu privire la licența de emisie. În consecință, departamentul propune Consiliului să examineze dosarele respective și să se pronunțe asupra posibilității acordării dreptului de utilizare a sloturilor. Care câte sunt la număr disponibile? Sunt 3 sloturi disponibile și avem 2 participanți, dar acest fapt nu impune înseamnă acordarea automată. Da, să fie acordate. Comentarii? Reprezentanții pentru acest subiect? Pentru media alternativă. Uh-huh. Ok. Dacă se poate o întrebare, da. Pentru că am văzut deja deci, concepții, structuri rectificate. Dacă puteți povesti un pic despre produs sau conținuturi audiovizuale procurate de la producători independenți. Ce produse o să aveți în grila dumneavoastră procurat de la independenți? Bună ziua! Eu cu plăcere aș răspunde la întrebarea dată, dar nu este în area mea de activitate întrebarea. În primul rând, da, nu știm cine sunteți. Eu mă ocup sunt director de dezvoltare, mă numesc Guț Vasile. Da. Am înțeles. Păcat, da. Da, bănuiesc că sunteți încă poate în negocieri cu eventuali producători independenți sau... Noi tot timp suntem în negocieri cu ei, dar concret să vă răspund la întrebarea dată, nu pot. Deci, nu că nu vreau, dar nu pot. Da, e important că s-au obligat prin concepție să realizeze aceste... Deci am înțeles că răspundeți de partea de dezvoltare. Da. Dacă puteți despre dezvoltare să spuneți ce planuri aveți... Avem planuri de a fi prezenți în cât mai mulți furnizori de cablu. Asta ne propunem, pentru că e destul de important, mai ales în circumstanțele date la timpul de azi, după părerea mea. Clar, mulțumesc. Am și eu o intervenție, dacă îmi permiteți. O întrebare și către reprezentantul aparatului președinte Lucea și către reprezentantul serviciului media audiovizual. Până când guvernul achită cheltuielile pentru acest multiplex? Dacă vă amintiți. Anual, dacă... din câte cunosc, anual sunt prevăzute sume pentru anul inițial viitor. Inițial era vorba de 2-3 ani. Da, deci s-a mai extins termenul. Da. Dacă îmi dați voie, din câte cunosc, s-a extins până în 2025.
Până, adică acest an este gratuit, să zicem. Da, deocamdată, da, dar deja la anul, eu cred că cel puțin ar fi bine să fie. Să achităm. Să nu achităm. Și aici era întrebarea mea. Astăzi asistăm, și dumneavoastră asistați la un concurs, în ghilimele, sunt 3 sloturi în multiplex și doar 2 doritori. Și atunci vă întreb direct, ce vă oferă acest multiplex? Sunteți, cred, reprezentantul acelei subdiviziuni care poate răspunde la această întrebare. Ce vă oferă acest multiplex, difuzarea prin multiplex, din perspectiva audienței? Aveți careva calcule, aveți careva da. Viziuni? După mine cel mai important e faptul că prin Radiocom noi ajungem în practic toate satele din Republica Moldova. Și cred că cunoașteți că mulți furnizori, să-i spunem, de servicii, de retranslare, se închid din cauza... Vă referiți la cabliști. Da, la cabliști. Și asta cumva ne dă o asigurare. Nu pot spun că ei... Dar la nivel practic, îmi cer scuze, dar mai cunosc și eu ce se întâmplă în sate, pentru că întâmplător m-am născut acolo, la sat, și mai vizitez satele noastre și am văzut câteva categorii de persoane. Prima categorie de persoane, cea mai numeroasă, mă refer la familiile cu copii care sunt obligați, practic, să aibă internet acasă și atunci au și televiziune, pentru că li se oferă obligatoriu. A doua categorie pe care am reușit să o văd, cea a persoanelor în ietate, care cu siguranță nu-și permit de regulă, nu-și permit televizoare în care este impus accesul la multiplex, deși recunosc copiii de mai cumpără la asemenea bătrâni televizoare moderne. Totuși, credeți că o să obțineți o mărire de audiență în procente de... Eu cred că da, nu pot spun că procentul ăsta e mare sau cumva e... Dar din câte am văzut și de câte cunosc, deci pentru o bătrânic sau un bătrânel din sat, diferența de 40 de lei de a achita la Multilecom un abonament și de a merge la piață și de a cumpăra boxa sau chiar la Radiocom, pentru că iau magazinul pe loc, unde îți poate procura însăși device-ul, da, set-box-ul, e la un preț foarte accesibil. Și ultima întrebare, dacă îmi permiteți. Și dacă nu aveți noroc, și nu avem cu toții noroc, și guvernul va decide să nu achite pentru serviciile de difuzare a televiziunilor în multiplex, ce se va întâmpla în 2025 cu această... Eu cred că guvernul să găsească soluții. Dar dumneavoastră veți avea bani anul viitor dacă nu va fi această gratuitate. Trebuie să mă consult cu departamentul financiar. O precizare, dacă știți. Radiocomul dă niște date despre câte aparate, set-top box-uri sunt, de exemplu, sau cifre care pot măsura, da, deci măcar aproximativ audiența care oferă acest sistem multiplex. La solicitare, eu cred că îi pot oferi așa informații, dar nu e atât de veridic, să-i spun. Dacă îmi permiteți, la una dintre ultimele conferințe, a fost prin 2018, probabil, la care a participat și directorul întreprinderii de stat radiocomunicație, am pus în discuție acest subiect. Într-adevăr, datele sunt foarte subiective, pentru că ei, ca exemplu, ar putea să ne spune câte set-top box-uri au fost vândute, dar am experiența familiei de la țară, care a schimbat 2 set-top box-uri, pentru că ele se defectează mai rău decât bicicletele chineze, adică au durat în timp de utilizare foarte mică. În ceea ce privește cea mai mare categorie de utilizatori a
multiplexului, totuși vorbim de persoane care cumpără televizoare moderne, care au inclus acest set-top box și atunci o cifră oarecare nu o putem vedea. Mersi. Revenim la criteriile de evaluare, pentru că, într-adevăr, faptul că sunt mai multe sloturi disponibile decât concurenți nu înseamnă că nu trebuie să ne uităm la ele și, cel puțin, pentru informarea opiniei publice, noi ne uităm la ponderea în procente a programelor de producție proprie, a programelor audiovizuale care nu pot fi mai mici decât cele prevăzute în articolul 4 privind programele locale, de opere europene, difuzate în română și ne uităm pe asigurarea pluralismului. Aici se are în vedere dacă au avut sau nu avut sancțiuni pe articolul 13. Da, inclusiv. Da, inclusiv. Acest criteriu inclusiv. Ne uităm și pe gravitatea și sancțiunile. Aici avem 8 pentru TV8 și 14 pentru exclusiv. Bănuiesc că sunt în context mai mult electoral. Și, da, da? Da. Și în contextul electoral, dar nu numai. Și nu numai. Nu numai. Dar nu sunt atât de grave încât de natură să afecteze... Nu sunt de o astfel de gravitate. Bun, mergem la rezultate. La vot? La vot, colegi? Se declară învingător participantul exclusiv Media SRL, fondator al serviciului de televiziune Exclusiv TV, căruia se reperfectează licența de emisie prin includerea dreptului de difuzare a serviciului de programe prin multiplexul A, un slot. Cine este pentru? 5 voturi pro. Se declară învingător participantul Asociația Obștească Media Alternativă, fondator al serviciului de televiziune TV8, căruia îi se reperfectează licența de emisie prin includerea dreptului de difuzare a serviciului de programe prin multiplexul A, un slot. Cine este pentru? Rog să votăm. 5 voturi pro. Următorul subiect. Următorul subiect ține de anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a sloturilor din multiplexele regionale. În temeiul articolului 25 prim din Codul Serviciilor Media Audiovizuale, a regulamentului cu privire la licența de emisie și a avizului Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova din 02 mai 2024, Direcția Licențierii Furnizori propune anunțarea concursului pentru suplinirea sloturilor din multiplexele regionale. E vorba de Bălți, Cahul Comrat, Căușeni, Chișinău, Edineț și Florești. Da. Da? Câte, da. Preponderent câte 6 sloturi, doar în Chișinău 3. 3. Da. Asta e și pentru opinia publică. Se anunță concursul... Pardon, întrebări, da. Am studiat materialele pentru ambele subiecte și am următoarea întrebare. Care este periodicitatea anunțării acestor concursuri? Și acum întreb mai simplu. De ce a trebuit să ajungem în luna mai cu acel multiplex național cu sloturi libere? De ce nu am anunțat mai des aceste concursuri? Da, domnule Râb, că anunțăm concursurile aproximativ de 2 ori pe an. Este un proces care necesită timp și efort, din care cauză 2 ori pe an, cel puțin din punctul meu de vedere, este bine. Cunosc această practică, este de prin 2010, când se adunau la căldare, vorba unui membru acela, spusă în această sală, când se adunau la căldare mai multe frecvențe, atunci frecvențele radio erau în căutare. Am propunerea pentru viitor să le anunțăm trimestrial, semestrial, mi se pare un lux prea mare. Radiocomunicații cheltuie aceiași bani, indiferent dacă sunt utilizate toate sloturile din multiplex sau nu. Cred că trebuie să oferim această posibilitate de a organiza concursurile mai des, în condițiile în care, pe de o parte, statul cheltuie banii cu multiplexul național și, din câte mi-amintesc, acest multiplex radio, regional sau complex de multiplexe regionale este o instituție privată. Exact. Și atunci propun să le organizăm trimestrial și nu semestrial. Cel puțin de 3 ori pe an, astfel încât să nu fim învinuiți, așa cum am învinuit eu 10 ani Consiliul Audiovizualului, de tărăgânarea acestor concursuri, unele dintre care s-au terminat așa cum se termină și concursurile noastre, se oferă frecvență și după aceea se refuză. Haideți, măcar în raport cu aceste multiplexe care... În raport cu care se creează impresia că sunt importante, eu declar public, ele deja nu mai prezintă interes pentru nimeni, din păcate. Prezentau interes în 2006, dar atunci
statul avea alte preocupări. Haideți măcar un an, doi, să organizăm trimestrial aceste concursuri și să nu fim în situația de a fi învinuiți că nu le organizăm. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, situația este jalnică, organizăm concursuri, oferim frecvență și după aceea 2-3 luni retragem frecvențele oferite în concurs. Dar zic, haideți să mergem totuși mai des cu aceste concursuri. Mersi. Am vrut doar să menționez, domnule Râpcă, că la ultimul concurs pentru atribuirea sloturilor din multiplexele regionale nu a participat nimeni. N-am avut niciun concurent. Din care cauză și nu am insistat în mod deosebit să anunțăm un nou concurs, dat fiind lipsa interesului furnizorilor. Haideți atunci să găsim un mecanism, ca exemplu, de conlucrare cu administratorii acestor multiplexe, unul fiind un administrator de stat, altul cel privat, să avem un ping-pong de scrisori, astfel încât să nu fie învinuiri că nu organizăm. Ei au investit cel puțin 3 milioane de euro, de dolari, dacă mi-am amintesc cifra, dar totuși să găsim o soluție. Această situație de două concursuri pe an planificate din 2010 încoace nu este o soluție dintre cele mai bune. Mersi. Mulțumesc. Atât. Se anunță concursul pentru acordarea dreptului de utilizare a sloturilor din multiplexele regionale, 33 de sloturi în 6 zone de alocare, conform anexei la prezenta decizie. Cine este pentru? 5 voturi pro. Următorul subiect. Următorul subiect se referă la anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenților radio disponibile. În temeiul acelui articol 25 prim din Codul Serviciilor Media Audiovizuale, a regulamentului cu privire la licența de emisie și a aviziilor Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării Republicii Moldova din 19 aprilie curent și 21 mai, propunem anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenților radio în număr de 18 frecvențe pe întreg teritoriul. Da. Deci este vorba despre Vulcănești, Bălți, Glodeni, încă o frecvență la Bălți, deci avem două, Iedineț, Larga, raionul Briceni, Comrat, Rezina, Căușeni, încă o frecvență în Rezina, Vadului Vodă, a treia pentru Bălți, Varnița, Râșcani, Comrat, Ocnița, Soroca și a patra pentru Bălți. Se anunță concursul pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio disponibile și se aprobă anunțul privind concursul pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio disponibile, conform anexei la prezenta decizie. 5 voturi pro. Haideți cu următorul suplimentar. Da. Suplimentarul. Consiliul Audiovizualului a recepționat la 30 aprilie 3 cereri de reperfectare a licenței de emisie legate de concepția generală a serviciului media audiovizual pentru serviciile de televiziune Noroc TV, Vocea Basarabiei TV și ProTV Chișinău. În ce privește concepțiile prezentate pentru Noroc TV și Vocea Basarabiei TV, Direcția Licențiere Furnizori a examinat și a constatat corespunderea acestor exigențelor legale. Referitor la concepția propusă pentru aprobare de ProDigital SRL pentru ProTV Chișinău, s-a constatat că aceasta nu corespunde prevederilor articolului 4, alinia 3, litera C, și anume volumul de programe locale este inferior limitei prevăzute de prevederile codului. În consecință, furnizorul a fost informat despre această deficiență. Am primit un răspuns prin care am fost și noi la rândul nostru informați despre refuzul de a se conforma normelor legale și de a modifica concepția, ei considerând că sunt furnizori regionali. Însă, conform deciziei 100 din 30 martie 2022, furnizorul de servicii media audiovizuale ProDigital SRL a fost clasificat ca furnizor privat național. În consecință, propunem respingerea acestei concepții și aprobarea primelor două. Și dacă respingem, ce fel de concepție, care rămâne în vigoare? A fost aprobat 2 luni în urmă, dacă nu greșesc, o concepție. Dar care nu era acordată la operele europene? Din păcate nu. Din păcate nu. Nu conține și acele 10%, dar corespunde în ce privește produsul local. Deci au posibilitate până pe 22 mai să depună o nouă cerere de reperfectare a licenței ca să se conformeze prevederilor legale legate de articolul 6. Din cod. Iunie, pardon. Da. 22 iunie, pardon. Când intră în vigoare. Da.
secția juridică e în regulă să, adică practic lăsăm în vigoare o concepție care încă nu era acordată, dar mai este termen, da, până pe 22 iunie. Și de ce nu acordăm un alt termen ca să depună o nouă concepție? A, pentru că au refuzat deja? Da, pe practica noastră acordăm termene în cazul în care constatăm anumite nereguli care sunt la moment existente și pentru a le, pentru ca să fie eliminate, acordăm un termen pentru aceasta. În momentul dat, ei sunt în legalitate. Am înțeles. Sau când noi acordăm un termen, de până în 1 mai, da. Și nu o prezentat, dar iar nu conform, noi avem un termen suplimentar. Ca să prezente ceva conform. Da, da, da. Am înțeles. Exact. Domnul Rupca, vă rog. Nu știu cum va evolua acest raport ping-pong dintre CEA și ProTV sau ProTV Chișinău, dar în cazul în care vom examina o nouă concepție din partea acestui serviciu media audiovizual, propun să gândim și asupra necesității perceperii plăților, pentru că fără plată se modifică concepția, se reperfectează licența în cazul unor modificări la legislația în vigoare. Suma este, nu este vorba de ședința de azi, domnule Martin, da, pentru următoarele ședințe. Înțeles. Da, la concepție, pentru că dacă nu în iunie, în octombrie, dacă nu în 2024, în 2025, vor veni cu o concepție. Cred că a expirat sau au epuizat această posibilitate. Da, suma este mică, sunt vreo 300-400 de lei acolo, dar mi se pare important să fim corecți și în raport cu bugetul de stat. Mersi. Se admite cererea fără număr din 30 aprilie 2024 de reperfectare a licenței de emisie seria A MMI numărul 2-0-2199 din 18 martie 2022, eliberată Noroc Media SRL pentru serviciul de televiziune Noroc TV și se aprobă concepția generală a serviciului media audiovizual pentru serviciul de televiziune Noroc TV, conform anexei numărul 1. 5 voturi pro. Se admite cererea fără număr din 30 aprilie 2024 de reperfectare a licenței de emisie seria A MMI numărul 2-0-2106 din 30 noiembrie 2017, eliberată Vocea Media SRL pentru serviciul de televiziune Vocea Basarabiei TV și se aprobă concepția generală a serviciului media audiovizual pentru serviciul de televiziune Vocea Basarabiei TV, conform anexei numărul 2. 5 voturi pro. Se respinge cererea fără număr din 30 aprilie 2024 de reperfectare a licenței de emisie seria A MMI numărul 2-0-2145 din 27 noiembrie 2016, eliberată Pro Digital SRL pentru serviciul de televiziune ProTV Chișinău. 5 voturi pro. Secția juridică, Ana Mititelu, cu 3 subiecte suplimentare. Vă rog. Bună ziua! La data de 14 mai 2024, Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova, în continuare CEA, a recepționat cererea numărul 080-R-24-E din partea întreprinderii cu capital străin Reforma Art SRL privind revocarea deciziei Consiliului Audiovizualului numărul 117 din 26 aprilie 2024. În motivarea cererii, Reforma Art SRL a menționat că prin scrisoarea numărul 077-R-24-E din 25 aprilie 2024, expediată în aceeași zi, a informat CEA, precum că în buletinele de știri din 24 și 25 aprilie, în orele de maximă audiență a fost comunicată informația despre sancționarea Serviciului Media Audiovizual de Televiziune, Jurnal TV, în baza deciziei CEA numărul 31-P198 din 28 august 2021. Prin urmare, în opinia acesteia, situația pretins constatată de CEA la data de 26 aprilie 2024 nu corespunde realității, deoarece Consiliul Audiovizualului nu a luat în considerare faptul executării benevole până la data ședinței a deciziei CEA numărul 31-P198 din 28 august 2021. La fel, în cerere, Reforma Art SRL susține că în argumentarea aplicării sancțiunii, CEA a indicat că până la această dată sancțiunea nu a fost publicată așa cum prevede legea, fapt ce nu corespunde adevărului. Ca urmare a celor invocate în cerere,
Ține să menționăm că la data de 26 aprilie 2024 CEA a adoptat decizia numărul 117 cu privire la examinarea petiției din partea domnului Alexei Văzdan și Ion Țărnă, prin care reforma Art SRL a fost sancționată cu amendă în mărime de 5.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor privind comunicarea motivelor și a obiectului sancțiunii prevăzute la articolul 84 alineatul 11-13 din Codul Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova numărul 174/2018, în continuare CSMA, în conformitate cu prevederile articolului 84 alineat 5 litera E din cod. Potrivit prevederilor articolului 84 alineat 11 din CSMA, furnizorul de servicii media sau distribuitorul de servicii media, căruia i s-a aplicat una din sancțiunile prevăzute de prezentul cod, are obligația de a comunica publicului motivele și obiectul sancțiunii, în modul indicat de Consiliul Audiovizualului în decizia privind aplicarea sancțiunii și ale alineatului 12 al aceluiași articol, textul sancțiunii se difuzează în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii sonor și vizual în cel de cel puțin 3 ori în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale, generaliste și de știri, în conformitate cu decizia respectivă a Consiliului Audiovizualului. Astfel, constatăm că nu există temeiuri pentru revocarea actului administrativ decizia CEA numărul 117 din 26 aprilie 2024, deoarece, conform normelor legale citate supra, furnizorul de servicii media audiovizuale, Jurnal TV, urma să difuzeze textul sancțiunii unii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, fiind vorba de decizia CEA numărul 31/198 din 23 august 2021. Însă, după cum se menționează și în cerere, textul sancțiunii a fost difuzat în buletinele de știri din 24 și 25 aprilie 2024. Reiterăm că CEA nu a sancționat reforma Art SRL pentru nedifuzarea textului sancțiunii, ci pentru faptul că această obligație legală nu a fost executată în termenul de 48 de ore prevăzută de legea. Totodată, afirmația reforma Art SRL privind din cerere, precum că CEA a indicat că până la data adoptării deciziei 26 aprilie 2024 textul sancțiunii nu a fost difuzat, este una eronată, ori în decizia a cărei revocare se cere, nu identificăm o asemenea constatare. De asemenea, menționăm că în cadrul ședinței publice a CEA, raportorul a informat despre recepționarea scrisorii din partea reformei ART, prin care a informat despre difuzarea textului sancțiunii în cadrul principalului buletin de știri și încă de 2 ori în orele de maximă audiență, la data de 24-25 aprilie 2024. Astfel, la aplicarea sancțiunii sub formă de amendă, ce a luat în considerare faptul dat, aplicând amenda minimă prevăzută de norma legală, ori potrivit prevederilor articolul 84, alineat 5, litera E din CSMA, se sancționează cu amendă în mărime de 5.000 de lei, de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, furnizorul de servicii media și distribuitorul de servicii media care au comis următoarele încălcări: nerespectarea prevederilor privind comunicarea motivelor și a obiectului sancțiunii prevăzute la alineatul 11-13 ale prezentului articol. În concluzie, reiterăm că CEA a sancționat reforma Art SRL pentru nerespectarea articolului 84 alineatul 12 din CSMA, care prevede că textul sancțiunii se difuzează în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii și nu pentru nedifuzarea textului în sine. Întrebări către raportor? Mergem la vot? Se respinge cererea înaintată de reforma Art SRL privind revocarea deciziei Consiliului Audiovizualului numărul 117 din 26 aprilie 2024. 5 voturi pro. Cer scuză la acest subiect. Vreau să aduc anumite argumente. Mi-amintesc exact derularea acestui proces, în contextul căruia a fost supus votului un nou proiect de decizie, acum câteva secunde în urmă. Am demonstrat consecvență. Totuși, în viitor, îmi rezerv dreptul să-mi schimb atitudinea față de asemenea situații. Nu voi interveni cu detalii. Mersi.
prin adresarea numărul 14/69/5448 din 21.05.2024, Cancelarea de Stat a Republicii Moldova a remis Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în continuare CA spre avizare repetată proiectul de hotărâre de guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale guvernului în domeniul controlului de stat, inclusiv privind organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Disputelor și Consiliilor de Soluționare a Disputelor în cadrul organelor de control, în continuare proiect de hotărâre. De menționat că prin decizia numărul 110 din 19 aprilie 2024, CEA a expediat avizul la proiectul de hotărâre citat supra, prin care a comunicat propunerea de a fi completată fiecare hotărâre de guvern care se modifică cu mențiune că nu este aplicată în raport cu controlele efectuate de CEA, deoarece prin acestea se urmărește scopul de a stabili o procedură clară de contestare a procesului verbal de control și a procesului verbal contravențional, emise în urma efectuării controlului de stat, precum și de a stabili condițiile de contestare a acțiunilor organului de control întreprinse în cadrul efectuării controlului de stat, inclusiv prin prisma examinării cererii prealabile în cadrul Consiliului pentru soluționarea disputelor pe lângă organul de control și că modificările sunt dictate de implementarea prevederilor legii 131/2012. În această ordine de idei, având în vedere că propunerea înaintată de CEA nu a fost luată în calcul, reiterăm poziția expusă anterior. Totodată atragem atenția asupra faptului că în raport cu CEA sunt relevante prevederile articolului 1 aliniat 3 din legea numărul 131/2012, potrivit cărora dispozițiile acesteia se aplică în măsura în care nu contravin prevederilor legislației în vigoare privind activitatea de control și supraveghere a autorităților publice centrale de reglementare, a Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică, Agenția Națională pentru Reglementarea în Comunicații Electronice și Tehnologie Informaționale, Consiliul Concurenții, Consiliul Coordonator Audiovizualului, în limita domeniilor de activitate ale acestora. În plus, anexa la legea numărul 131/2012 conține o listă a organelor de control, fiind indicate 13 instituții în acest sens. CEA nu este menționat în lista respectivă, fiind atribuit categoriei lista autorității publice care aplică prezenta lege în măsura în care nu contravine prevederilor legislației privind activitatea de control și supravegherea acestora. La fel, procedura de control efectuată de CEA se încheie prin luarea unei decizii de către organul colegial, persoane cu funcție de demnitate publică în cadrul unei ședințe publice și nu prin întocmirea de către inspectori a unui proces verbal de control care de altfel reprezintă obiectul contestațiilor în sensul punctului 23 al regulamentului cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control. Nu în ultimul rând, reiterăm că potrivit articolul 84 aliniatul 15 din Codul Serviciilor Media Audiovizuale numărul 174/2018, deciziile Consiliului Audiovizualului pot fi contestate în instanța de judecată în conformitate cu prevederile Codului Administrativ, fără respectarea procedurii prealabile. Întrebări? Domnul Rupca, vă rog. Domnule Chițanu, vreau să vă includ și pe dumneavoastră în discuții, dacă îmi permiteți. Nu v-am telefonat pentru că ați fost în concediu. De fapt, v-am telefonat odată și am aflat de la dumneavoastră că sunteți în concediu și am zis că nu mai telefonez. Doamnă Mititelo, am o întrebare. Ce se va întâmpla? Nu am pretenții față de proiectul deciziei. Mi-amintesc, noi am mai adoptat o decizie sau două sau trei. Asta cred că e Întrebarea mea este, ce se va întâmpla dacă totuși nu vor lua în considerație obiecția noastră a CEA-ului prevăzută în acest proiect de decizie? Eu sunt sigur că vom fi consecvenți și vom adopta acest proiect de decizie. Ce se va întâmpla? Noi vom fi în situația de a ne supune regimului juridic instituit prin hotărâri de guvern în ceea ce privește acest Consiliu? Da, am înțeles întrebarea. În principiu, noi am venit cu propunerea să modifice aceste hotărâri de guvern în sensul de a aduce o claritate pentru furnizori sau pentru participanți, care furnizori, distribuitori de servicii media. Chiar dacă nu se ia în calcul, oricum legea prevalează, respectiv noi în continuare, chiar codul nu spune clar că se conteste direct în instanță judecată, nu pot fi la Consiliu. Și aici a doua întrebare. Plus este și legea 131 care spune că da, aplicăm măsurile care trebuie. Dar asta aici a doua întrebare la care voiam să ajung, dacă îmi permiteți. Știu că puteți vorbi 10 minute.
cât de mult ne va îngreuna la nivel practic, care este opinia noastră, cât de mult ne va îngreuna la nivel practic adoptarea acestor hotărâri de guvern și, îmi permit să-l numesc, acel calambur care va apărea la nivel practic. Îmi dau seama că va solicita eforturi umane considerabile pentru că toată lumea se va duce la guvern cu plângeri. Sau la Consiliu, nu, pentru contestație. În principiu, la moment, noi chiar și în instanță avem o practică în care instanța a constatat că noi nu aplicăm măsuri. În cadrul controlului nostru nu este aplicabil legea 131, respectiv mai sunt unii distribuitori care tot merg pe această idee. Mersi, am răspuns. Dar, într-adevăr, sunt și careva alte acțiuni de raportare care noi raportăm cum se aplică, dar oricum trebuie să raportăm cum se aplică. Fiind cancelarea, așa... Se aprobă și se prezintă Cancelarea de Stat a Republicii Moldova prezentul aviz la proiectul de hotărâre de guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale guvernului în domeniul controlului de stat, inclusiv privind organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Disputelor și Consiliilor de Soluționare a Disputelor în cadrul organelor de control. 5 voturi pro. Mai aveți unul? Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului Audiovizualului. La data de 1 martie 2024, prin decizia Consiliului Audiovizualului numărul 61, a fost aprobat regulamentul privind conținuturile audiovizuale, care a intrat în vigoare la data de 05.05.2024. În acest sens, se impune abrogarea următoarelor decizii. Decizia Consiliului Audiovizualului numărul 61/2019 din 30.12.2019 cu privire la aprobarea regulamentului privind conținuturile audiovizuale, monitor oficial al Republicii Moldova 2020, numărul 5561, articolul 204, decizia Consiliului Audiovizualului numărul 1 din 25.01.2013 cu privire la difuzarea mesajelor de promovare a modului sănătos de viață, monitor oficial al Republicii Moldova 2013, numărul 3640, articolul 218, decizia Consiliului Audiovizualului numărul 98 din 19.07.2012 cu privire la clasificarea programelor audiovizuale în scopul protecției copiilor, monitor oficial al Republicii Moldova 2012, numărul 177-180, articolul 1080, decizia Consiliului Audiovizualului numărul 99 din 19.07.2022 cu privire la respectarea drepturilor și protecția copilului în programele audiovizuale. Monitor oficial al Republicii Moldova 2012, numărul 177-180, articolul 1081 și decizia Consiliului Audiovizualului numărul 13 din 11.02.2010 cu privire la difuzarea spoturilor publicitare a produselor farmaceutice în cadrul serviciilor de programe radio și TV, monitor oficial al Republicii Moldova 2010, numărul 33, articolul 128, cu modificările ulterioare. Și abrogăm pentru că toate astea acum sunt acoperite de noul regulament? Exact. Și sunt desuiete sau mai este și altă legea cu publicitatea, da, și altele? Articolul din legea 100, doamna Mițitea, am discutat la telefon. Articolul 65? Paralelismelor și desuietudine, intrarea în desuietudine, sau ce? Concurente, ok. Se abrogă, da? Poți să citesc sau mai, domnul Rucăv, doriți să spuneți ceva? După. Se abrogă deciziile Consiliului Audiovizualului conform listei citite deja de raportor, cu modificările ulterioare. Da? Cine este pentru? 5 voturi pro. Vă rog, domnul Rucca. Ați trimis, poate dumneavoastră, poate cineva dintre colegii dumneavoastră din subdiviziunea juriștilor, juridică, un proiect de lege cu privire la medicamente sau preparatele farmaceutice, nu mi-am amintesc. Am văzut doar că sunt vreo câteva sute de articole. Pentru când îl examinam? Pentru că este săptămâna viitoare. Am rugăminte față de dumneavoastră. Încercați să examinați în paralel cu ceea ce avem în regulamentul cu privire la conținuturi. Pentru că bănuiesc că va trebui câte ceva de modificat în context. Să ne pregătim din timp de acest proces. Mersi. Să completăm regulamentul nou? Se adoptă o nouă lege cu privire la medicamente. Eu am studiat prin 2017 directivele europene. Și în directivele europene, cu adevărat, sunt niște inovații greu de înțeles pe alocuri în ceea ce privește publicitatea la medicamente. Să utilizați niște termeni
pe care eu îi caut în DEX și nu înțeleg ce scrie în DEX, adică ceva foarte medical, chiar în ceea ce privește publicitatea. Rugămintea mea a fost să se studieze acest proiect de lege care e foarte voluminos și să ne pregătim din timp pentru modificarea, dacă este necesară, a regulamentului nostru. Nu cred că se va adopta această lege în curând, pentru că este una mult prea complexă și va trebui să mai acordăm vreo câteva avize suplimentare. Bănuiesc, dar nu se știe. La divers am zis că nu avem nimic. Cine este pentru închiderea ședinței? 5 voturi pro. Mersi, o zi bună tuturor!